O ploaie torențială a inundat străzile din Arad, iar mai multe mașini au rămas blocate din cauza șuvoaielor. Vântul puternic a doborât mai mulți copaci care au blocat șoselele, dar cele mai grave probleme au fost în zonele în care canalizarea nu a mai făcut față. Pompieri au intervenit și au încercat să rezolve problemele, dar misiunea le-a fost dificilă și în Gorj ploaia a creat probleme în câteva localități. Așa arătau mai multe străzi din Arad după ploaie torențială care a durat numai câteva zeci de minute. Canalizarea a cedat, iar apa care s-a strâns a atins în unele zone chiar și jumătate de metru. Mașinile și tramvaiele s-au blocat. Furtuna a pus la pământ și un copac din parcul Mihai Eminescu. Din fericire, nu se afla nimeni în apropiere. La scurt timp, autoritățile locale au mers în teren ca să evalueze pagubele. Avem în multe locuri probleme în Arad. Putea să cadă în partea cealaltă, putea să fie cineva pe mal și să pățească ceva. Mai avem inundație și în pasajul de la Micălaca și în multe alte locuri probleme în oraș. În județul Gorj, viiturile au măturat grădini și au distrus culturile. Mai multe gospodării din comuna Ninoasa au fost inundate. Localnicii s-au trezit cu apa în case. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale dotate cu motopompe. În total au fost afectate 25 de gospodării. Și în județul Hunedoara, apa a inundat un drum județean. Riscul de inundații rămâne ridicat în sud-vestul țării, care este sub avertizare de cod galben de ploi și vijelii până la ora 23.